Premierul Ludovic Orban lansează o teorie greu de digerat despre ce urmează să se întâmple cu sistemul de învățământ din România. Școala românească s-ar putea muta online din toamnă din pricina numărului în creștere de cazuri de coronavirus din ultima perioadă. Finalul de an școlar a avut o serie de particularități ca urmare a pandemiei de coronavirus care există și în România. Examenele din această vară au fost trecute, dar școala românească își va da marele test la toamnă. Din cauza numărului în creștere de cazuri de coronavirus, premierul Ludovic Orban avertizează că din toamnă întreg învățământul s-ar putea muta online, adică cursurile și examenele se vor susține de acasă, de pe calculator. Cred că numai în online școala nu va fi ce trebuie, pentru că să fii la școală nu înseamnă să capezi numai anumite informații de la profesor sau de la învățător, ci înseamnă să, în primul rând, să socializezi cu ceilalți copii, să știi să răspunzi unor cerințe sau îndemnuri din partea cadrului didactic, să capeți competențe pe care în online nu ai cum să le primești. Părinții nu sunt de acord cu școala online, întrucât copiii nu își pot însuși anumite deprinderi sau componente în mod virtual. Astfel, socializarea și relațiile interumane vor fi trecute pe locul secund. Nu poate să învețe ca lumea, că acum învață de la învățători, de la profesori. Aia nu e, o să iese, Doamne ferește, o să iese copii foarte mulți, Dumnezeu să mă ierte, în alfabet. Că nu merge, asta nu e școală, păi nu ne arată învățătorul și profesorul în clasă, e una și acasă e alta. Premierul Ludovic Orban anunță că dacă situația se va înrăutăți până la toamnă, redeschiderea școlilor va fi amânată. În acest caz, sistemul de învățământ din România va fi cu siguranță în pierdere.